După terminarea liceului, a plecat să studieze la nivelul studiilor universitare, de asta dată, la Sibiu, la Facultatea de Teologie, organizată acolo, fondată de cel pe care l-am amintit deja, Sfântul Ierarh, Mitropolitul Andrei Șaguna, și terminând această facultate în 1891, a plecat mai departe la studii la Budapesta, unde a urmat și cursurile Facultății de Litere și Filozofie a Universității din Budapesta și pe care le-a încheiat cu o teză de doctorat despre viața și opera lui Mihai Eminescu. Este semnificativ faptul că această teză de doctorat era încheiată în anul 1895, la 6 ani, de la plecarea din această lume a marelui poet Mihai Eminescu. Este o dovadă de conștiință românească și de cultură românească deosebită a receptării acestei mari personalități a culturii noastre, care a fost cel numit mai târziu poetul național și pe care tânărul Ilie sau Elie Cristea l-a numit pentru întâia oară Luceafărul poeziei românești. El este cel care i-a dat în această teză acest nume, care a devenit apoi foarte cunoscut până în ziua de astăzi. Revenit în Transilvania în urma acestor aprofundate și strălucite rezultate în studiile universitare, tânărul Ilie a fost chemat de mitropoliții din vremea aceea ai Transilvaniei, pe rând Miron Romanul și apoi Ioan Mețianu, prim cel de întâi a păstorit între 1874 și 1898, al doilea între 1898 și 1916, a fost chemat la slujiri în cadrul Centrului Mitropolitan de la Sibiu, unde a ocupat mai întâi funcția de secretar, după aceea și redactor la ziarul Tribuna, care era o rampă de promovare a ideilor românești în Transilvania. Și până la urmă a ajuns în funcția de asesor, adică consilier mitropolitan. Dar tot în această perioadă s-a produs și intrarea sa în monahism, fiind tuns în monahism la mănăstirea Hodoș-Bodrog din părțile Aradului. A fost o perioadă foarte fertilă, care a durat până în 1910, an al alegerii sale în funcția de episcop al Caransebeșului, și în care, pe lângă celelalte lucrări pe care le făcea la centru eparhial, a elaborat și o serie de lucrări importante, mai ales cea pe care am amintit-o deja, lucrarea Iconografia și internul inventarul din internul Bisericii Ortodoxe, care este o lucrare foarte importantă de liturgică specială pentru ceea ce înseamnă lăcașul de cult cu toate elementele sale componente și pe care, cum spuneam, a semnat-o Elie Miron Cristea. Dar după 1908 a redactat și o lucrare cu caracter monografic, am spune, despre Catedrala Mitropolitană din Sibiu, care a fost înălțată în perioada 1857, mă rog, inițierea proiectului de către Andrei Șaguna și finalizată în anul 1908. O lucrare care privea în ansamblu toată această zbatere a românilor și a Bisericii Ortodoxe Românești din Transilvania pentru a avea o catedrală pe măsura importanței Ortodoxiei Românești din Transilvania de-a lungul veacurilor și chiar în centrul orașului Sibiu.
în centrul istoric al orașului Sibiu. Urmare a acestor foarte frumoase rezultate din activitatea desfășurată până atunci, în 1910 a fost ales episcop al Caransebeșului. Purta, cum a purtat toată viața înainte, numele primit, nou primit la călugărie, Miron, care, desigur că a fost ales în legătură cu cel din tâi mitropolit sub care a slujit el administrația mitropoliei ortodoxe de la Sibiu, Miron Romanul. În timpul cât era student la Budapesta, s-a implicat în mișcarea memorandistă între 1892 și 1894. Memorandiști, în frunte cu preotul Vasile Lucaci, au propus autorităților din Budapesta un nou statut pentru românii din Transilvania. Încercau să aibă învățământ în limba maternă, încercau să aibă autonomie și toate lucrurile acestea, sigur că au dus la un proces răsunător în care Vasile Lucaci a fost arestat alături de toți memorandiștii și închiși în închisorile maghiare din vremea respectivă. Ei au protestat la Cluj și pentru acest protest preotul Vasile Lucaci, fiind și bolnav, protestând chiar și preoteasa lui, a trebuit să fie eliberat până la urmă. Deci, iată, o conștiință excepțională a lui Elie Cristea încă de pe timpul studiilor sale. A fost remarcat, cum spuneam, de mitropolitul Miron Românul și la terminarea studiilor, în 1900, va fi adus pe postul de secretar asesorial, secretar al mitropoliei din Sibiu. Din această calitate va încerca să sprijine românii din Transilvania. La scurt timp după ce a fost numit secretar asesorial, va fi numit în 1902 chiar consilier al mitropoliei din Sibiu, asesor consistorial se numea pe atunci, și din această calitate el avea și în grijă învățământul confesional pe care îl înființase, cum v-am spus, Andrei Șaguna încă de la 1861. Și în această calitate încearcă să îi sprijine pe învățători, era parte la aproape toate congresele învățătorilor din Transilvania, și încearcă să trezească această conștiință împotriva deznaționalizării la care erau supuși toți românii din Transilvania. El chiar le spune acolo profesorul să lupte pentru limba română, pentru conștiința națională și pentru unitatea românilor, pentru autonomia lor și mai apoi, sigur, pentru unirea cu patria mamă. În 1902, Elie Cristea face pasul către monahism. Va fi tuns într-un monah de la mănăstirea Hodoș-Bodrog de către starețul Augustin Hamsea. Și drept dovadă că l-a respectat și a ținut foarte mult la mitropolitul Miron Românu, deși acesta murise de câțiva ani, îi preia numele. Deci este tuns în monahism sub numele de Miron. Apoi, în 1909, se întâmplă un lucru excepțional în viața lui. După o bogată activitate, așa cum am spus, în cadrul mitropoliei Sibiului, este ales la 21 noiembrie, este ales în funcția de episcop al Caransebeșului. Această alegere n-a fost ușoară, au fost mai multe încercări. Abia din a treia încercare s-a reușit numirea lui Miron la Caransebeș, întrucât ceilalți doi candidați care încercaseră să ajungă în fruntea eparhiei n-au fost doriți de către autoritățile austro-ungare. La Caransebeș a fost instalat în 10 mai 1910 și în această calitate
preia frâiele eparhiei Caransebeșului, încercând aici să aducă eparhia la o nouă organizare, întrucât și aici în eparhie au fost probleme încă de pe vremea lui Andrei Șaguna. Avem problema despărțământului. Biserica din Banatul Sârbesc era, pe de o parte, formată din români, pe de altă parte din sârbi. Și la despărțirea acelor două biserici n-a fost ușor să se formeze parohii românești în satele unde în majoritate sigur că erau români. Miron Cristea va desăvârși această organizare, va contribui la organizarea protopiatrilor, va contribui la organizarea parohiilor și mai ales la asigurarea unor venituri pentru preoții din eparhia sa, așa cum făcuse de altfel și în cadrul mitropoliei de la Sibiu. Să nu uităm că a fost trimis de către Miron Românu pentru 8 luni la guvernul din Budapesta pentru a se ocupa în mod special de dotarea parohiilor cu fonduri pentru ca ele să poată să fie ocupate de preoții care doreau să slujească în mitropolie.